Echipa de rugby în 15 a Politehnicii Iași va lua startul în noul sezon de Liga Națională chiar în acest weekend. Totul este pregătit, iar obiectivul este deja fixat. La băieți așteptăm acum o comportare în primul rând onorabilă, în sensul de a ieși cu fruntea sus în toate întâlnirile, de a avea cât mai puține accidentări și evident în partea a doua de play-off, play-out, să obținem un loc în primele trei din campionat. Modul în care jucătorii s-au pregătit până acum îi dă speranță antrenorului Mihai Stuparu că echipa poate face o figură frumoasă în acest sezon, chiar dacă adversarii vor fi în bună parte unii de top. Atât eu cât și colegul Cosmin Rațiu am antrenat jucătorii. Jucătorii au răspuns bine, spre foarte bine la toate antrenamentele și am făcut antrenamente atât pe teren cât și la sala de forță. Avem tot ce ne trebuie pentru a ne pregăti corespunzător. Noi vrem să facem o figură frumoasă în campionatul ăsta. Jucătorii își doresc să aducă mândrie atât clubului cât și orașului pe care îl reprezintă acum la cel mai înalt nivel. Ne pregătim intens, tragem din greu la antrenamente, să facem față noului campionat, noului tip de campionat, aș putea spune, în care vom întâlni câteva echipe destul de grele, de jucat, de... Noi ne pregătim, suntem la fel de motivați, încercăm să dăm cei mai buni și la antrenamente și în meci. Așteptăm să vedem ce se întâmple. Politehnica Iași va debuta în noul sezon de Ligă Națională în deplasare pe stadionul Arcul de Triumf în acest weekend contra celor de la Dinamo București.